Pentru cei care vor să se ridice astăzi la nivelul evenimentului din această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu se găsește în versetul 23 din Luca. În capitolul 23 din Luca, care spune: unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Mă bucur să vă salut din nou. De data aceasta, comunitatea este plină față de momentele de dimineață în care i-am salutat pe cei veniți pentru închinare. Mă bucur foarte mult să-i văd pe cei mici așezați aici în față, după obiceiul pe care știam că îl au. Mă bucur să-i văd pe cei în vârstă, frați și surori, și împreună să trăim acest moment atât de frumos, atât de important, atât de solemn, momentul apropierii noastre de Domnul Iisus Hristos prin simbolurile Sfintei Cine. Sunt în mijlocul dumneavoastră ca urmare a unei invitații pe care am primit-o prin fratele pastor și mă bucur și vă mulțumesc pentru invitația aceasta. Acum, pentru că cei mici s-au așezat aici în față, aș vrea să nu-i dezamăgesc și deja îi văd șoptind între ei, intuind cam ce va urma. E vorba de povestirea pentru cei mici. Într-o tabără de vară, doi băieți au fost repartizați să ocupe același cort și la un moment dat, într-unul din momentele zilei, unul dintre băieți a venit la Ionuț, da? Pe unul dintre băieți îl chema Ionuț, a venit la Ionuț și i-a spus: Ionuț, trebuie să spun ceva. Cineva a intrat în cort și ți-a mâncat din fursecuri. Lui Ionuț îi plăceau foarte mult fursecurile și mama, știind lucrul acesta, i-a pus o cutie în rucsac, o cutie cu fursecuri, din care Ionuț se servea din când în când și își aducea aminte de mama. Acum Ionuț era foarte supărat pe treaba asta că cineva i-a umblat în cutie și i-a luat fursecurile, dar activitățile din tabără erau atât de antrenante încât n-a avut timp să se ducă să vadă ce s-a întâmplat cu cutia lui. Dar când spre seară a intrat în cort și a desfăcut cutia, a văzut că acolo erau mâncate aproape jumătate dintre prăjiturile pe care le-a pus mama. Așa că și-a spus: a doua zi trebuie să stau de pândă și să vedem ce se întâmplă. Zis și făcut. S-a așezat undeva de unde nu-l putea vedea nimeni și a încercat să pândească pe cel care se servea din cutia lui. Și după ceva vreme, a văzut un băiat intrând în cort și Ionuț deja știa ce se întâmplă acolo. Ce se întâmpla? A dat fuga, a desfăcut fermoarul și înăuntru l-a prins asupra faptului. Era deasupra cutiei cu fursecuri, mâncând cu poftă, cărând unul după altul, gata să înghită tot ce mai rămăsese. Știți cine era? Era exact cel care venise să dea raportul. Acum Ionuț era foarte supărat, nu știa ce să facă. Și pentru că dilema lui era atât de mare încât nu găsea singur o soluție, s-a dus și și-a întrebat instructorul: măi, uite, s-a întâmplat așa, așa, așa. Și instructorul întreabă: tu acum ce vrei să faci? Păi, vreau să mă răzbun. A, asta este o idee foarte bună. Uite, eu vreau să te ajut să te răzbun. Ce trebuie să fac? De-abia aștepta Ionuț, își freca mâinile de nerăbdare. Ce să fac ca să mă răzbun? Păi uite ce să faci. În primul rând îți dau telefonul meu, sun acasă la mama, eu știu că vine mâine pe la tine, sun-o și spune-i
să-ți aducă încă o cutie mare de fursecuri. Și Ionuț al nostru a pus mâna pe telefon, dar care-i planul, următorul pas? Stai liniștit, tu sună pe mama și spune-i doar atât. La doua zi a venit mama cu fursecurile preferate ale lui Ionuț, acesta a luat cutia, s-a îndreptat repede către instructor și, acum sunt gata să mă răzbun, am adus cutia cu fursecuri. Ce am de făcut acum? De-abia aștept să mă răzbun. Păi, uite ce ai de făcut. Du-te cu ea la băiatul cutare și spune așa. Mama ți-a pregătit ție special această cutie cu fursecuri. Asta nu pot să fac. Dar n-ai spus că vrei să te răzbuni? Ba da! Te rog, du-te și dă-i această cutie cu fursecuri. O să vezi cât de supărat va fi el. Și Ionuț al nostru, nu foarte convins, a luat cutia sub braț și cam bombănind așa, s-a dus către colegul lui. S-a prezentat în fața lui, a scos cutia și spune, uite ce e, mama a pregătit aceste fursecuri special pentru tine. Te rog să le primești din partea mea. Acesta a rămas șocat, nu-i venea să creadă, credea că e o glumă proastă, dar văzând cum cutia stă întinsă în mâinile lui Ionuț, s-a uitat în dreapta, în stânga, a luat cutia, a plecat capul și Ionuț s-a dus mai departe la celelalte activități. Povestește instructorul că undeva mai spre seară, cei doi stăteau pe marginea râului și discutau. Și din ceea ce discutau, instructorul și-a dat seama că răzbunarea a mers. Erau cei mai buni prieteni. Cel care a furat și a mărturisit vina, i-a părut rău, s-au luat în brațe, l-au apreciat pe Ionuț. Și de acum erau cei mai buni prieteni. Nu mai erau fursecurile lui sau ale lui, ci erau ale lor. Și împreună se bucurau de darul mamei. Ați înțeles care este aplicația pentru voi, da? Sunt atât de multe ocazii în care avem nevoie să iertăm, avem nevoie să fim iertați, avem nevoie să fim mai aproape și să înțelegem răzbunarea așa, făcând bine. Baza povestirii pentru cei mari deja ne-a fost prezentată fiind pasajul din Evanghelia după Luca, acel capitol atât de impresionant, capitolul 23. Iar dacă am dorit să lărgim baza aceasta, temelia meditației din această dimineață, am putea face referire și la pasajele din Ioan, capitolul 19, versetul 18, de asemenea pasajul din Marcu, capitolul 15, versetele 27 la 28, acolo unde evangheliștii relatează una dintre secvențele răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos, una dintre secvențele care s-au consumat pe Golgota. În această dimineață aș vrea să așezăm aceste gânduri sub titlul cel de-al patrulea tâlhar. Vreau să vă închipuiți că întâmplător treceți pe lângă dealul despre care știți că se cheamă Golgota și apropiindu-vă vedeți o mulțime tulburată, strigând și la un moment dat, trei cruci se ridică, le vedeți, și vă dați seama că după practica vremii au mai fost prinși și osândiți încă trei tâlhari. Știți de asemenea că în virtutea aceluiași obicei, aceleiași uzanțe, cel de la mijloc trebuie să fie cel mai mare dintre ei. Și apropiindu-vă de scena aceasta, de tabloul acesta, surprindeți dialogul care are loc între cei trei tâlhari. Presupunem faptul că nu știți absolut nimic despre niciunul dintre ei. Care sunt concluziile pe care le-ați trage în urma dialogului pe care l-ascultați? În urma conversației ce se poartă
acolo la înălțime pe cruci. Primul dintre tâlhari este compresat ca un arc, ca un amortizor la maximă. Nu este vorba doar de durerea cumplită pe care de altfel o experimentează și ceilalți doi. Dar se vede din fizionomia lui, se vede din modul în care îi privește pe cei care se află acolo la picioarele crucii, la piciorul crucii. Din modul în care îi privește pe ceilalți doi de lângă el, se vede că omul acesta suferă nu doar de durerea fizică, ci este copleșit de ură, de venin. Este robul unor trăiri cât se poate de negative și de sumbre și se alătură celor care se află în marea mulțime batjocorind. Batjocorind pe cel de la mijloc. Interesant este faptul că pentru o bucată de vreme același lucru este făcut și de cel de al doilea tâlhar. Se complace și el în aceeași atmosferă a batjocurii în care de altfel era, de care era cuprinsă toată mulțimea. Și la un moment dat, primul dintre ei, după minute întregi, probabil, de revărsări a ceea ce era mai urât în interiorul lui, ia cuvântul și spune: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te dar pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Care ar fi concluzia pe care ați trage-o dacă ați auzit cuvintele acestea? Ce transmit? Care este mesajul transmis de această întrebare? Îndoială? Batjocură? Dispreț? Necredință? Ură? Toate la un loc și cine știe câte altele? Acesta este lucrul pe care îl poate face primul dintre tâlhari. Dar la un moment dat, cel de al doilea, în dreptul celui de al doilea, se vede în mod cert o schimbare. Batjocurile încetează, se gândește, privește și tonul se schimbă. Pentru noi, celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Nu mai avea rost o întrebare cu privire la temerea față de oameni. Un tâlhar ajuns în punctul acela nu mai avea să se teamă de oameni, oamenii nu-i mai puteau face nimic. Tot ce putea să-i facă un om sau oamenii mai rău deja se întâmpla. Mai rău decât să fi pus pe cruce, nu era absolut nimic ce ți-ar mai fi putut face vreun om. Dar nu te temi de Dumnezeu? Îl întreabă acesta. Noi, mărturisește el, pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Îmi dau seama din cuvintele acestui tâlhar că este omul pătruns de simțământul remușcării. Este omul gata să recunoască ceea ce a făcut rău. Este omul gata să recunoască că ceea ce s-a întâmplat în dreptul lui sau cu el este drept. Și mai mult decât atât, nu doar că în ceea ce îl privește pe el este gata să ajungă în acel punct potrivit care îi asigura o altă atitudine pe cruce decât a primului tâlhar, dar mai mult decât atât este gata să-l înfrunte pe celălalt și să-i spună, să-i atragă atenția: vezi că dincolo de planul acesta în care ne aflăm noi, este cineva, este Dumnezeu, nu te temi de El. Iar dincolo de aceste întrebări, de aceste chemări către cel care fusese prieten cu el de-a lungul timpului, în desele tâlhării pe care le făcuseră, dincolo de toate acestea, își adună puterile și înalță o rugă către cel ce se afla la mijloc. Obiectul batjocurii celor de jos, din jur, și al celui ce se ședea la dreapta. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Mi-a plăcut foarte mult un pasaj pe care îl găsim în Hristos Lumina Lumii, la pagina 702. Și aș vrea să-l redau. Cu inima plină de dor,
El, adică Isus, a fost atent să audă vreo expresie a credinței din partea ucenicilor săi. Dar el a auzit numai cuvinte de jale. Noi trăgeam nădejdea că el este acela care a izbăvit pe Israel. Cât de mânguietoare a fost atunci pentru Mântuitorul exprimarea credinței iubirii din partea tâlharului muribund. În timp ce conducătorii iudeilor îl tăgăduiau și chiar ucenicii se îndoiau de divinitatea lui, sărmanul tâlhar, pe pragul veșniciei, îl numește Domn pe Iisus. Mulți au fost gata să-l numească Domn atunci când făcea minuni sau după ce s-a ridicat din mormânt, dar nimeni altul, în afară de tâlharul pocăit, care a fost salvat în ceasul al 11-lea, nu l-a recunoscut atunci când, muribund, atârna pe cruce. Nimeni altul. Iar expresia care m-a făcut să mă opresc asupra acestui pasaj este pragul veșniciei. Cei trei se aflau pe prag. Care prag? Era pragul dintre viață și moarte. Dar dincolo de pragul acesta mai era un prag. Era pragul dintre viața veșnică și moarte veșnică. Pe care prag se aflau cei doi tâlhari? Se aflau pe pragul morții veșnice. Amândoi. Dar cu cel de-al doilea se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva ce avea să-l poziționeze pe pragul vieții veșnice. Cum de s-a întâmplat asta? Cum de s-a întâmplat această minune? În ceasul al 11-lea. Aș putea spune la 12 și 59 de minute. Poate în ultima secundă. Cum s-a întâmplat așa ceva? Mă gândesc la faptul că dincolo de scena aceasta, dincolo de răspunsul la această întrebare pe care sper să-l găsim puțin mai târziu, dincolo de acest răspuns, stând și privind scena care se desfășoară înaintea noastră, probabil că ne punem întrebări cu privire la cel ce este la mijloc, cel de-al treilea. Și probabil că ne întrebăm, oare cine este cel de-al patrulea de care am pomenit în această dimineață? Ce este cu cel de-al patrulea tâlhar? Legat de al patrulea tâlhar, sunt două întrebări care cred că merită a fi puse. Probabil prima întrebare este, cine este cel de-al patrulea? Am fi interesat să știm, nu-i așa? Cine este cel de-al patrulea? Probabil că cel de-al patrulea îl căutăm din dorința de a ști cine este. Știm că este. Îl căutăm febril și ne uităm în dreapta și în stânga și încercăm să dăm de el și să vedem unde este. Poate că este la dreapta sau la stânga. Sau poate că este în față sau în spate. Sau poate că este printre membrii comitetului, comunității, printre ceilalți slujbași. Și pentru că nu suntem satisfăcuți cu răspunsul la căutările noastre, îl căutăm printre pastori și poate mai departe. Și pentru că nu ajungem la niciun răspuns, venim și îl căutăm mai aproape și uneori ni se pare că îl găsim în familiile noastre, că este printre copiii noștri sau printre partenerii noștri de viață, soțul sau soția. Uneori ni se pare că așa de bine îl cunoaștem și ni se pare că l-am prins deja asupra faptului. Dar în ciuda bănuielilor pe care le-am avea, totuși niciodată nu reușim să avem acea certitudine că el este cel de-al patrulea. Și poate că îl căutăm mai departe. Printre liberali sau printre conservatori,
printre cei care sunt de orientare sau de alta, unde este cel de-al patrulea? Dacă ai obosit să-l cauți pe oriunde, pretutindeni, mistuit de convingerea că el există, știind că el există, nu ai altceva de făcut decât de unul singur să privești în oglindă. Și atunci îl vei descoperi pe cel de-al patrulea. Acesta este cel de-al patrulea. Cel pe care îl privesc, cel pe care îl poți privi în oglindă. Și dacă cumva imaginea nu este clară, dacă cumva suntem în ceață cu privire la ceea ce am putea vedea și la concluziile pe care le-am putea trage, apoi este cazul să ne așezăm în fața unei alte întrebări sau unor șiruri, unui șir de întrebări. Cum vorbesc oamenii din lumea aceasta mare, oamenii care te cunosc, cum vorbesc ei despre biserica ta și despre Dumnezeul tău? Nu cumva le-ai furat dreptul, posibilitatea, șansa de a vorbi de bine despre Dumnezeul tău și biserica ta? Dacă încerci să vii mai aproape de cadrul care ți este drag și care se cheamă biserica în care vii sabat de sabat, și dacă vrei să ai o descoperire mai clară a ceea ce vezi în oglindă, aș vrea să te întrebi, ce faci cu darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat? Nu cumva i-ai tâlhărit pe frații tăi alegând să nu le folosești? Nu cumva le-ai răpit dreptul de a se bucura de binecuvântările pe care Dumnezeu ar vrea să le reverse asupra lor prin tine, alegând mai degrabă să stai liniștit pe scaun, să vii și să pleci cu buzunarele pline, cu sufletul plin de binecuvântările pe care Domnul ți le dă prin alții, tu plecând același tâlhar mai departe, fără a face nimic în plus? Dacă nu te regăsești în imaginea aceasta, s-ar putea să fii printre cei care cu trudă muncesc pentru el. Dar vreau să privești mai atent și să te întrebi, de ce o faci? Nu cumva te furi pe tine însuți, având vreo altă motivație decât o dragoste profundă și dezinteresată pentru frații tăi și pentru Domnul? Dacă plecând de aici acasă vei încerca să ai o nouă înțelegere a ceea ce înseamnă tâlhar, aș vrea să te gândești ce pot spune cei dragi despre tine. Nu cumva prin cuvinte, prin ton, prin gesturi, prin fapte, i-ai tâlhărit de pace, bucurie, stimă de sine, împlinirea visurilor, a idealurilor pe care le-au avut cândva? Și în final, privește către tine însuți, privește în tine și gândește-te, dacă nu cumva te-ai tâlhărit pe tine însuți de posibilitatea de a fi tot ceea ce ar fi vrut Dumnezeu să fii. Există o diferență majoră între cei doi de pe cruce și noi. Iar diferența aceasta constă în faptul că cei doi
În momentul acela se aflau într-un punct din care nu se mai puteau întoarce. Puteau să fie oameni de ispravă în societatea lor. Niciodată nu mai aveau această șansă. Nu s-ar mai fi putut bucura de ea. Puteau să fie oameni de bază în comunitatea lor. Au ratat această șansă și niciodată n-aveau să se mai întâlnească cu ea. Puteau să fie mândria și bucuria familiilor lor, dar niciodată n-aveau să se mai întâlnească cu acest statut. Îl pierduseră pentru totdeauna. Mai aveau un singur lucru de făcut. Să aleagă în care direcție vor trece de prag. Peste care prag vor trece? Diferența dintre ei și noi constă în faptul că noi astăzi, cei care stăm în locul acesta, avem șansa să fim din nou ceea ce vrea Dumnezeu să fim în lumea aceasta, în biserica noastră, în familiile noastre, în fața ochilor noștri, avem șansa să fim ceea ce Dumnezeu dorește să fim. Probabil ați observat faptul că n-am vorbit foarte mult despre cel care era în numărul tâlharilor, după cum avea să spună profeția, după cum spunea profeția. Și cel care, într-un anume sens, sau dintr-o anumită perspectivă, putea și el să fie considerat un fel special de tâlhar. Era vorba despre cel de la mijloc. Și aș vrea să citim încă un pasaj care vorbește despre cel de la mijloc. În timp ce rostea cuvintele de făgăduință, norul cel negru, ce părea că înconjoară crucea, a fost străpuns de o lumină vie și strălucitoare. Pacea desăvârșită, care vine în urma acceptării lui Dumnezeu, a pus stăpânire pe tâlharul pocăit. Domnul Hristos, în umilința sa, a fost proslăvit. El, care în ochii tuturor aprea ca un înfrânt, era un biruitor. El a fost recunoscut ca purtător de păcate. Oamenii puteau să-și exercite puterea asupra templului său omenesc. Puteau să străpungă tâmplele lui sfinte cu o coroană de spini. Puteau să-i smulgă hainele de pe el și să se certe pentru împărțirea lor. Dar nu-l puteau jefui de puterea de a ierta păcatele. Murind, el dădu mărturie despre divinitatea sa și pentru slava Tatălui său. Urechea lui nu este obosită ca să nu se poată auzi și nici brațul său prea scurt ca să nu ne poată mântui. Este dreptul lui împărătesc acela de a mântui în chip desăvârșit pe toți aceia care vin la Dumnezeu prin el. Dreptul acesta nu-i putea fi luat de nimeni. Și în virtutea acestui drept, uzând de forță, tâlharii folosesc forță, da? Pentru a-și acumula lucruri care nu sunt ale lor. În virtutea acestui drept, uzând de forță, Domnul Hristos îl smulge pe cel de-al doilea tâlhar de pe pragul spre ruină veșnică și îl aduce pe pragul spre veșnicie. Care forță? De care forță a uzat? Era un alt fel de forță decât cea pe care o cunoșteau cei din jur. Era forța dragostei față de creația sa. Aceeași forță a Domnului nostru Iisus Hristos se dorește a fi îndreptată astăzi către fiecare dintre noi. Dacă se întâmplă să ne regăsim în rândul tâlharilor care stau pe prag, haideți să ne lăsăm smulși de forța lui și să trecem împreună pragul veșniciei. Amin? Amin. Pentru lucrul acesta aș vrea să ne rugăm acum și v-aș invita să ne ridicăm pentru rugăciune. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că prin Domnul nostru Iisus Hristos te-ai plecat către noi,
ai coborât în mijlocul nostru și îți mulțumim că dorești să ne smulgi din ghearele, din brațele celui care ne dorește să fim de partea lui. Tatăl nostru, venim în această ocazie și te rugăm să ne ierți, pentru că în atâtea și atâtea ocazii am stat departe de tine și n-am justificat încrederea, puterea și capacitățile pe care tu ni le-ai oferit. Dincolo de această părere de rău, venim, Doamne, înaintea Ta acum și Te rugăm, primește hotărârea, decizia noastră de a păși alături de Tine. Ajută-ne, Doamne, să trecem pragul, ajută-ne să trecem dincolo și fă să simțim această forță a dragostei Tale în fiecare moment al vieții noastre. Dă-ne puterea să redevenim ceea ce am fost, dă-ne puterea să fim ceea ce dorești Tu să fim, dă-ne, Doamne, puterea să bucurăm inima Ta prin deciziile noastre. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin.